Dorian Popa s-a lansat în afaceri de ceva timp și totul pare că îi merge din ce în ce mai bine. Cu toate acestea, cântărețul nu poate să nu se gândească la criza financiară și repercursiunile acesteia, mai ales că are câteva business-uri pe care le gestionează în prezent, cum artistul nu se gândește la faptul că ar putea pierde bani, ci doar la veniturile sale, care din cauza crizei financiare, ar putea să se micșoreze, planurile mele rămân aceleași, neschimbate. Investesc, în continuare, în imobiliare. Muncesc cu drag, dar nu pot să ascund faptul că sunt ușor îngrijorat de ceea ce va să vină. Din păcate, sunt și vorbe de bun augur și vorbe de rău augur. Acum, să vedem. Până la urmă, Doamne va decide ce urmează. Trebuie să fim pregătiți, pentru că trebuie să luăm în calcul și partea mai rea. Nu cred că se poate pune problema, neapărat, de pierdut de bani, ci cât de probabil, micșorarea profitului, în cazul în care se va zdruncina un pic piața. Nu vorbim de o piață anume, vorbim de întreaga piață, pentru că, din păcate, repercusiunile problemelor mondiale se simt în felul următor. Noi simțim abia acum repercusiunile din 2021. 2022 va fi resimțit abia în 2023. Atunci, până prin 2024, nu putem să spunem că știm ce a fost și că aia a fost. Încă, scalează problema, a declarat Dorian Popa. Potrivit, Dorian Popa este inspirat de familia Kardashian. Dorian Popa a recunoscut că, de fapt, nu și-a dorit să ajungă faimos, ci singura sa dorință era aceea de a avea bani. Ei bine, pentru acest lucru s-a inspirat foarte mult de la familia Kardashian, care este deja recunoscută la nivel internațional pentru businessurile pe care le conduc membrii clanului. Nu îmi doream să fiu celebru, să fiu faimos, ci îmi doream bani. Recunosc că eu mă uit la Kardashian, pentru că acolo vezi școala de media, de PR, de social media, de absolut tot. Mă uitam acum la ele în ceea ce privește imobiliarele, ca să vezi că te poți vedea la reality show-ul lor. Au niște case, dacă le faci la noi în țară lumea o să zică că ești nebun. Nu neapărat că le urmăresc doar pentru asta, ci mai mult pentru școala de management, de business, chiar dacă se învârt alți bani în America, principiile sunt aceleași. Dar șmecheria este că nu trebuie să aplici neapărat aceleași principii în România, ci să le interpretezi. Tocmai aici este distracția. Dacă aia fac într-un fel, raportat la milioanele lor, cum putem să facem noi aici, în România?